Eu sunt adepta a altui tip de produs și nu suport, mă scoate din mine, mi se ridică părul pe mine. Bună și am găsit la nou videoclipul pe canal. Astăzi revin cu un clip care mi-a fost sugerat pe contul meu de Instagram, unde vă recomand să mă urmăriți. Am pus eu la un moment dat o casetuță în aceea în care s-am lăsat sugestii cu ce clipuri ați vrea să mai vedeți de la mine și draga mea Mihaela Șerbănescu, care și-a un canal de YouTube, să mergeți să urmăriți și pe ea, mi-a sugerat să fac un clip cu produse pe care nu le mai cumpăr în anul 2024 și m-am gândit eu așa să-l combin produse pe care nu vreau să le mai cumpăr, dar produse pe care vreau să le recumpăr, încă nu m-am gândit cum o să fac. O să încep prin a vă spune ce produse nu mai vreau să mai cumpăr în anul 2024 și la final vă dau și câteva produse pe care am de gând să le recumpăr. M-am gândit să fac așa, să aveți una rea și una bună, să terminăm clipul într-o manieră pozitivă, zic eu. Și hai să-l mănânge și să trec la lucruri. Și ca să fac un pic totul mai interesant, o să vedeți, o să pun poze pe ecran cu genul de produse la care mă refer, pentru că nu am, pe lista mea, nu am produse gen, gata, de la anul nu o să mai cumpăr această ojă, fix această ojă. Nu, pur și simplu am o categorie de produse pe care nu o să le mai cumpăr în anul 2024 și o să vedeți pozele pe ecran, gata, că m-am lungit iar. Și primul produs cu care o să încep, și apropo vreau să spun că asta o să fie ediția de make-up, pentru că am un clip pe canal filmat cred că anul trecut sau acum 2 ani cu produse în general pe care nu o să le mai cumpăr și o să vi-l caut și vi-l pun pe undeva pe sus pe aici și gata, trec la listă. În primul rând, ceara de sprâncene. Mi-am dat seama că pentru mine acest gen de produs nu este unul potrivit. Nu știu, nu mă împac cu genul ăsta de produs, mi se pare inutil, mi se pare prea mult, nu cred că aș putea să termin o ceară sau cel puțin eu nu am reușit să termin o ceară de sprâncene până acum și am avut de la Catrice, am avut de la Anastasia Beverly Hills, toate au ajuns să se usuce până la final sau să le dau pentru că nu mi s-au potrivit și un mare disclaimer pe care simt să-l fac de fiecare dată atunci când fac genul ăsta de clipuri. Tot ceea ce vă spun eu aici se pretează sau este potrivit pentru mine. Dacă vă place și vreți să cumpărați în anul ce tocmai a venit aceste produse, faceți ce vreți, este corpul vostru, pielea voastră, banii voștri. Așa că nu spun că este o regulă generală și că trebuie să faceți și voi așa, vă spun doar ceea ce fac eu. Și apropo, lângă mine am paharul meu de divă, de la draga mea Flori, te pup draga mea, știu că te uiți, din care beau tacticos acum. Ce bun. Ok, trecând peste acest moment, numărul 2, tot legat despre asta a sprâncenelor, creioanele de sprâncene. Nu vreau să mai investesc în ele pentru că mi-am dat seama că mie nu-mi place acest gen de produs. Am și mai ieftine, am de la Essence, am de la Benefit, am Anastasia Beverly Hills. Toate sunt bune și au fost bune la momentul lor, dar mi-am dat seama că eu sunt adepta a altui tip de produs și o să vorbim despre el când o să vă zic ce produse vreau să recumpăr. Apoi, numărul 3, blush-uri. Nu vreau să mai investesc în blush-uri pentru că mi-am dat seama că eu sunt adepta unui anume tip de look, în sensul în care îmi place look-ul acela fără blush, fără contur, fără nimic. Fie am așa, fie folosesc un ruj pe post de blush sau, de exemplu, acum un obraj, nu știu dacă se observă, dar port Benetint. Nici în el nu aș investi, sincer, pentru că mi se pare un pic cam scumpicel. Eu l-am pentru că l-am primit, dar eu personal să mă duc să dau banii, nu, pentru că un ruj poate face o treabă foarte, foarte bună și credeți-mă că un ruj poate să reziste uneori mai mult decât un
blush de tip pudră, pentru că dacă veniți și apoi îl setați cu pudră, arată impecabil, așa că eu am zis că gata. Adio! Blush pentru mine. Apoi, un alt lucru în care nu vreau să mai investesc sunt pensulele. Asta pentru că am foarte multe momentan. Când o să se mai tocească, dacă o să se mai tocească, dacă o să se rupă, o să pierd, o să se, nu știu, fac aiurea urâte, da, atunci da, dar momentan, cel puțin anul ăsta, nu o să mai cumpăr deloc pensule, pentru că, v-am zis, am foarte multe. Apoi, numărul 5, ceva ce nu-mi place și urăsc cu pasiune, sunt glosurile. Mie nu îmi plac glosurile. Foarte, foarte rar o să mă vedeți pe mine să îmi cumpăr un gloss sau să port glossul, pentru că eu am părul lung și vedeți că îmi stă destul de mult pe față și mai ales dacă mă duc afară, ajunge părul meu pe buze, mi se lipește, nu suport, mă scoate din miez, mi se ridică părul pe mine, nu îmi place, doar port gloss doar în momentul în care am părul strâns, dar asta se întâmplă destul de rar, cel puțin acum iarna nu prea-l port cam deloc strâns. Așa că nu, nu-mi place lucrul acela glossy, știu că este foarte la modă, cel puțin acum în ultimul timp, mai ales de când au luat o, cum să zic eu, mi-a zis razna, de când uleiurile de buze au început să fie din ce în ce mai promovate, au început și lucrurile astea glossy să fie mai promovate, mie personal nu-mi place și eu mereu am fost genul de persoană care atunci când i s-a împins un produs foarte mult în față, am fost contra și am fugit de produsul respectiv sau neapărat produs, pentru că uite, sunt la fel și cu filme și cu cărți. Dacă se vorbește foarte mult de un film sau o carte, nu o să le văd, citesc, whatever. Nu știu, așa sunt eu, nu-mi place să fac chestii pe care le fac în momentul respectiv oamenii, eu le fac după ce nu mai sunt în trend, ca să zic așa. Apoi, numărul 6, nu vreau să mai cumpăr pigmenți, pentru că, și în general, farduri, da, urma și fardurile, dar o să încadrăm la fel, pigmenți slash farduri, pentru că deja am foarte multe și consider că mi-e de ajuns ceea ce am. Nu știu, oricum, eu nu prea sunt mare fană pigmenți, pentru că mi se par foarte messy, trebuie să ai grijă cum lucrezi cu ei, trebuie să folosești un produs de fixare, un primer special și mi se pare prea multă bătaie de cap cu ele. Și la fel și fardurile, nu vreau să mai investesc în farduri, pentru că, v-am zis, am destul de multe la momentul actual și cred că e suficient. Numărul 8, pudra de contur. Am încercat și eu pudra de contur de la Essence, pentru că era mult prea lăudată, însă eu nu fac contur la față, nu-mi place, nu mă pricep, nu știu, nici nu-mi place, dar nici nu mă pricep, deci combinația perfectă. Eu folosesc pudra de contur tot pe post de blush, să zic așa, sau mai nou o folosesc în pliu sau am zis că mi-am făcut și sprâncele cu pudra mai închisă la culoare, dar în general nu cred și mi se par, nu am înțeles de ce pudrele de contur în general sau bronzerele vin în cantități n-alea super mari, adică nu știu dacă ați văzut, dar mereu editai roata de produs, nu. Nu e pentru mine. Apoi, numărul 9, creioanele de ochi. La fel, mi-am dat seama că mie nu îmi place să mă dau cu creion de ochi. Cel mult mi-aș lua un creion în acela mai deschis, nu neapărat alb, ci culoarea pielii pentru linia apei. Dar în rest, nu. Pentru că nu folosesc și de ce să stea acolo degeaba. Apoi, numărul 10, nu aș mai investi nici în tușuri de alt tip decât carioca, pentru că acela este singurul tip de tuș care mie îmi place. Uite, momentan îl am pe cel de la NYX și da, este bun, dar cred că eu mai bine mă împac cu cel de la Essence slash Catrice. Vorbim noi mai multe mai încolo. Apoi, numărul 11, spray-urile cu sclipici.
Da, am trecut printr-o fază în care efectiv le adoram și îmi doream cât mai multe, dar după mi-am dat seama că eu când aș putea să folosesc acele sclipici ca să se vadă, având în vedere că eu nu prea merg la plajă, nu prea merg la mare, nu are când, adică da, și dacă de exemplu vreau să mă dau pe corp, mă dau așa în zona asta a pieptului, a claviculilor, dar după port îmi pun ceva colorat pe mine și dacă se ia sclipiciul ăla într-un mod urât pe haine, e o întreagă nebuloasă, așa că mai bine nu. Cel mult iau spray de corp cu aromă care să îmi facă corpul să miroasă frumos, să mă simt așa bine, dar cu sclipici. Numărul 12. Nu o să mai investesc nici în geluri de curățare pentru că mi-am dat seama că nu este o metodă de a mă demachia care mie să-mi placă. Nu-mi plac gelurile de curățare și nici demachiantul de tip emulsie despre care urma să vorbesc. Nu-mi place niciuna dintre ele. Sunt adepta apei micelare sau acum să vedem cum o să fie untul de machian de la Geek & Gorgeous pe care l-am luat. Dacă o să-mi placă, dacă nu, am înțeles că și cei de la DM vor să scoată sau au scos deja un produs pe piață, dar la noi nu a apărut încă. Voi vedea cum mă voi împăca cu acelea, dar momentan apa micelară este potrivită pentru mine sau, nu știu, un demachiant de tipul ulei sau dar nu gel de curățare și nu demachiant de tip emulsie. Și cam astea sunt produse în care eu nu am de gând să mai investesc. Iar acum o să vă spun produse pe care le voi recumpăra cu siguranță. Și în primul rând gelul de sprâncene de la Essence. Băi, eu cu ăla mă împac, ăla îmi place, pe acela o să-l recumpăr pentru că n-are de gând, n-are rost să mă încurc cu alt tip de produs mai scump care face același lucru. Eu de la sprâncenele mele nu vreau mare lucru, vreau să le fac un pic colorate și să stea așa normal, nu le vreau ridicate în sus tip bufniță sau cum le zice, nu-mi place stilul ăla, știu că multă lume îl adoră, nu e pentru mine, nu, na, pe mine mă face să arăt ca o bufniță și mie îmi plac bufnițe, dar lucrul acela de bufniță nu-mi place. Apoi, creionul nude de buze de la Essence. Îmi place foarte mult cel din gama 8 Hour Matte. Este foarte bun, vi-l super recomand. Este ieftin, e la îndemână în sensul în care îl găsiți în orice DM. Îmi place foarte mult și cel la pupa pe care mi l-am luat eu la recomandarea Larisei Limia pe care o pup. În caz că se uită, are și eu un canal YouTube să mergeți și la ea să urmăriți. Însă eu nu am magazin pupa în Brăila. Ca să dau comandă, nu vreau să dau comandă doar pentru un creion și na. Așa că DM îmi e mai la îndemână. Apoi, numărul 3 ar fi tușul de la Essence slash Catrice. Dacă nu găsesc Essence, iau Catrice, dar ambele sunt la fel de bune. O să vă las eu o poză cu ele pe ecran pentru că nu mai mi-aduc aminte cum se numesc. Apoi, ceva ce am și pot să vă arăt este SPF-ul de la Revox pe care l-am recumpărat și pe care o să-l recumpăr de acum on and on, pentru că mi-am dat seama că ăsta este SPF-ul potrivit pentru mine, n-am de ce să mai fac alte căutări când am găsit, e ieftin 28 de lei, la fel îl găsiți la DM. Și numărul 5 este apa micelară de la Garnier sau de la Mixa. Eu aici am două tipuri, am niacinamide glow de la Mixa pe care îl folosesc în prezent. Arată el cam așa. Ok. Sau aici mai am Garnier Water in Oil. Dar în general demachiantul de la Garnier îmi place foarte mult. Eu îl prefer pe cel roz, dar acum îl am pe cel galben. Dar ambele sunt la fel de bune și îmi plac foarte mult, așa că vi le recomand și cu siguranță eu o să cumpăr, o să fac așa schimbul, când Garnier, când Mixa, cum îmi vine la mână. Mai îmi place și cel de la Balea, dar la astea vreau să rămân. Și cam ăsta a fost de clipul meu, mi-ar plăcea să-mi spuneți și voi
un produs pe care nu vreți să mai cumpărați în 2024 și un produs pe care vreți să-l recumpărați. Hai ca să facem așa, să ne adunăm în comentarii. Dacă v-a plăcut clipul așa, să dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru un videoclip, să ați o superbă! V-am pat! Pa!